aduceți pe dumneavoastră cadrele didactice, părinții acestor copii și pe voi copii, pentru programul pe care l-ați realizat și pentru atenția pe care i-ați acordat-o lui Sadoveanu și sunt sigur că nu numai lui Sadoveanu, ci la toți scritorii români puternici, care se trebuie așa, pe care unii încearcă să le dea mai deoparte, cumva să lasă în altă parte a istoriei. Dar de câte văd, dumneavoastră faceți exact ceea ce trebuie, indiferent ce zic unii și alții, și mergeți pe drumul cel înainte. Ce voiam să punctez? Programele pe care astăzi aveți posibilități enorme de a vă desfășura activitățile și aveți o sumedenie de instrumente la îndemână. De ce vă spun acest lucru? Doamnelor profesoare, faceți acest lucru cu copiii dumneavoastră, pentru că dintre acești copii se vor ridica scritori de mâine, pictori, muzicieni, profesori buni ca și dumneavoastră și așa mai departe. Pentru că sunt în casa a patra, eu țin minte și nu uit. Și de fiecare dată amintesc învățătoarea mea, care a devenit profesoară în clasa a cincea, în clasa a cincea ne-a dat niște teste la limba română să facem fiecare. O compunere, o poezie și de acolo a plecat prima scriere a mea. Eu m-am realizat ca economist, dar după aceea, în suflet, eram poet și prozator. Am desfășurat activitatea ca economist, dar după aceea am lucrat și în domeniul literar. Numai departe, amintirea zilei de astăzi este 5 noiembrie. Pe 5 noiembrie eram la Pașcan, în 2012, când eram premiat pentru cadrul Festivalului Național de Proză Mihail Sadoveanu, organizat de Societatea Jumime de la Iași, Uniunea Scriitorilor filiala la Iași și cu casa Muzeul Mihail Sadoveanu de la Iași. Deci, copiii au drum deschis să urce acolo unde trebuie, dumneavoastră, numai să-i depistați și să-i ghidați spre locurile cele frumoase în care sufletul lor vrea să se desfășoare și trebuie să se desfășoare. Încă o dată, felicitări pentru ceea ce ați realizat. Avem, scuzați, n-am mai spus de ce e prezentat, poate plecați, vă duceți. Avem aici de față doamna Coca Vodișteanu, care a scris, așa scrie în continuare, pentru copii, dar numai pentru copii, a scris și poezii pentru copii, și literatură și fete adori, început copii. Da. Și mai de alături de încoace, domnul Ioan la stânga, da, foarte frumos. Și domnul Sine Voroșanu, cu proza scurtă, domnul, mai departe, domnul Mitică Simeon, Dumitru Simeon, scrie proză și dumnealui, și alături domnul Costica Falcanici, care l-a stârnit, scrie, dar el l-a stârnit acum ceva din spate, l-a zis și a scos și el o carte, dar vreau să spun, ce face. Și avem Niculina Frundeanu în partea cealaltă, deci ea și prozator și lucrează și teatru, de câte știu eu, așa, numai că a publicat mai mult în presă decât în reviste de societate, cărți încă nu, da? Așa, ați fost. Am avut carte din 2007, dar după aia n-am mai avut sponsori. Ei, așa, ca titlu informativ de ce a fost. Noi, de 3 ani, am încercat să facem o întâlnire aici, la Casa Sadoveanu, ziceam, noi, toamnă de poveste. Iată că așa a fost, toamnă de poveste la Casa Sadoveanu. Dumneavoastră ați zedici întregit acest program astăzi, cu cele două momente deosebite pe care l-ați făcut. Încă o dată, felicitări și să aveți succes mai departe. Dacă îmi permiteți o toamnă de poveste, să o punem pe Ioana, la fetița cu chitara, să, da, să ne despărțim așa pe note muzicale. Foarte.
au frumusețat atmosfera, s-a făcut să râdă și soarele afară. Foarte frumos. După momentul ăsta frumos al copiilor, mai putem să mai schimbăm și noi câteva vorbe despre Sadoveanu. Și să mai citim și ceva din ce am scris. Exact. Ca să nu trecem prea, să treacă timpul, nu mai vorbim despre Sadoveanu, m-am spus o să prezentați și ce aveți fiecare a dumneavoastră. Pe scurt, mai nu, cum doriți. Cum doriți. Mai pe scurt. Mai pe scurt, așa. Mai pe scurt. Dar de ce să începem? Iar începem. Da. Haideți ca să intrăm. Dar eu mă simt cumva datoare de anul trecut de la aceeași întâlnire să dau un răspuns cuiva care a menționat că eu folosesc expresia grădina liniștii când scriu despre familia Spino și am să o folosesc în continuare și am adus aici ca să vă arăt această carte scrisă de Aurel George Spino, publicată, care se numește Grădina Liniștii și care este publicată în anul post-mortem, 1974, sub îngrijirea cunoscutului Grigore Ilise. De aceea voi folosi în continuare această expresie, pentru că o grădină a liniștii poate avea fiecare dintre noi. Bine că lui Sadoveanu era lui Sadoveanu. Și părerea mea este că nu are niciun rost să-l legăm pe poate cel mai mare prozator al nostru, că peste 100 de cărți a scris Sadoveanu, de politică și de celelalte. Când e vorba de cultură, lăsăm politica la o parte. Omul a trăit pe vremea lui. A făcut ceea ce îi se cerea. Exact, pe Domnul Pașcuța spune foarte bine. Ce susțin, care susțin lucrurile astea, tocmai da. La același lucru mă gândeam și eu. N-are nimic a face. Una și cu alta, domnule, prieteni dacă și dușmani au avut toți și avem toți. Așa, nu, și nu trebuie, trebuie scoasă din context. Asta este clar, că fiecare se dă mare, să fie fost în epoca respectivă și să vedem cum se comportă. Nu, dar ar trebui să se termine cu aceste comentarii, dacă au cum să ne dovedească că la ora actuală este mai bine decât... Polemici au existat și așa mai există, dar problema este să rămână la acea poziție sănătoasă. Dumneavoastră știți foarte bine că pe atunci nu intrau oricine în partid. Erau aleși, erau vârfurile alese. În afară de asta, dacă un șef nu vroia să intre în partid, nu intră. Nu intra. Doctorul Topolician a fost o viață șef de secție și nu a fost membru de partid. Și nu i-a făcut nimeni nimic. Asta este. Așa au fost vremurile. Eu, doar pentru că eu îmi iubesc foarte mult înaintașii în scris, întotdeauna am venit cu câte o carte, pe unii i-a plictisit, pe unii i-a enervat, dar ce să fac dacă eu îi prețuiesc atât de mult și consider, nu un exemplu, este puțin spus, în practic învățătorii noștri de la ei trebuie să învățăm, să folosim metafora, să... Eu l-am avut profesor pe domnul Aurel George Spino. Eu sunt născută înaintea dumneavoastră tuturor. Deci am trăit niște ani în plus, am cunoscut niște persoane în plus, am citit mai mult, pentru că pe vremea aceea cititul era principala ocupație. O spun cu mâna pe inimă, mi-am făcut parte din educație de pe televizor, pentru că deși era un singur post de televiziune, avea niște emisiuni foarte bune, dacă ne gândim la teleenciclopedia. Dacă ne gândim la opera, opereta, teatru radiofonic, păi da, Goldoni și atâți alți, n-a trebuit să-i mai citim, am ascultat la televizor. Alea au fost vremurile, omorâți-mă că m-am născut atunci. Dar ce-am făcut? V-am croit drum dumneavoastră ca să vă fie astăzi mai bine. A fost și teatru radiofonic. Eu am trăit și războiul. Mă rog, este și acum, într-adevăr, da. Telecinemateca. Bine, da, bine, mai mă rog, că... Ceea ce era atunci, vedeam, da.
era obligator. Nu aveai la ce să te uiți altceva. Acum, dacă vrei să te uiți, nu vrei să te uiți la teatru, la televizor, pentru că au schimbat formatul și modul de a prezenta și asta, pe care multă lume nu agrează, mai ales cei de vârsta mea, iar tinerii sunt foarte puțin interesați de chestiile astea. Și ca de obicei, eu am adus, ca să-l cunoașteți un pic și dumneavoastră, pe Aurel George Stima, trebuie să știți că acest profesor de franceză a avut un cumplit defect de vorbire. Dar, așa cum Dumnezeu le echilibrează pe toate, i-a dat un dar, un har al scrierii, după părerea mea, nemaipomenit. Pentru că noi avem mulți prozatori foarte buni. Eu iubesc pe Teodoreanu, pentru că el este un maestru al metaforei și așa. Dar aș vrea să citiți un pic și din Aurel George Stinos, să vedeți, ați citit ceva din Aurel George Stinos? Eu am fost în casa lui Ferdinand. Da, bine. Deci, cu abilități, când citi pe ceva pe acolo. Bun, și ați citit ceva, bine. Ce v-a impresionat mai mult? Nu vă aduceți aminte. Nu vă aduc aminte, dar prefer pe Stimație. Nu știu, ați fost ultima carte care a fost, nu ultima, printre, cu 2 ani, mi se pare, domnul Dimitriu, o carte despre, aproape integral prezintă pe Aurel George Stinou. Păi este restituirea Aurel George Stinou, da. Domnule, acolo să aveți ocazia, aveți cartea, da, da. Aveți careva. Dacă nu, eu vă împrumut numai să vedeți cât de frumos putea să scrie omul ăsta care atunci când începea să vorbească, nu vreau să mai amintesc lucrul ăsta. Eu am să vă citesc din, dacă îmi permiteți, dacă aveți răbdare, așa, să citesc cuvântul de rămas bun al lui Sadoveanu, când a venit pentru ultima dată în Fălticeni, așa cum ați spus, a suferit, cine a spus că a avut accidente vasculare cerebrale, și practic Aurel George Stinou era un adolescent, avea 17 ani, când a venit ultima dată Sadoveanu în Fălticeni. Dar pentru că tatăl lui Aurel George Stinou i-a fost director la Nicu Gane lui Sadoveanu, s-a creat o amiciție între tânăr și scriitor. Și l-a invitat și pe el la ultima vizită. Nu o să vă citesc despre asta, dar un fragment doar. La 12 noiembrie 1930, Sadoveanu îl înștiințează pe Gorovei, cu care era prieten la toate, că va sosi la Fălticeni duminica viitoare, să mai vadă odată prieteni și locuri dragi. Avea un scop această raită de o zi la Fălticeni, și anume aniversarea vârstei de 50 de ani și sărbătorirea sa organizată de admiratorii săi locali. Ziarul Leșean Lumea, 17 noiembrie 1930, transmite cititorilor săi un reportaj din care se vede că maestrul Mihail Sadoveanu a fost sărbătorit ieri la Fălticeni, unde și-a petrecut o parte din tinerețe. Corespondentul probabil nu știa că scriitorul era legat de oraș cu toată tinerețea. Gazeta anunță că se formase în oraș un comitet care organizase sărbătorirea. Lume multă, intelectuali și autorități așteptau automobilele de la Iași ale oaspeților, care s-au oprit probabil în fața primăriei orașului. Au vizitat cu toții Muzeul Fălticenilor, întemeiat prin osârdia profesorului Vasile Ciuda. Sărbătorirea avusese loc la orele 4 după masă, în sala de festivități a liceului, al cărui ilustru elev fusese între anii 1892-97. Corul liceului intonă un imn închinat sărbătoritului, prietenul Artur Gorovei adresează urări vibrante, mulțumindu-l pentru atențiunea acordată orașului prin vizita sa. Cei doi prieteni, deopotrivă de emoționați, se îmbrățișau în ovațiile asistenței.
profesorul Ciurea omagiază numele colegilor de pe atunci, dând citire unei teze la limba română din clasa a 4-a, 1897, notată cu 10 de către profesorul Apostol. Din operele maestrului au citit doi învățători, binecunoscuți, vedeți câte personalități amintește aici, ca interpreți artistici ai Graiului Creangă, Gheorghe Rădășanu de la Mogata și Alexandru Vasiliu Tătăruș, cunoscutul folclorist. Din răspunsul scriitorului se desprinde o pagină prețioasă de istorie literară prin care scriitorul se definește pe sine însuși, de asemenea valorificând un întreg ținut cronicăresc al cărui rapsod a fost. De sub zidurile neuitatei sale școli pe ai cărei dascăl de demult Nicolae Apostol, George Stinov, Lovinescu, de atâtea ori amintit în paginile sale Sadoveanu. Sadoveanu rostește explicații care în fond nu sunt decât jerbe de apoteoză a unui pământ și a unor oameni. La Folticeni am băut apa via sufletului românesc, pe care n-am uitat-o nici până azi. În ea se va răsfrânge până la moarte toată taina sufletului meu. Darul cu care m-a înzestrat Dumnezeu nu se datorește mie, ci părinților mei. Împrejurările și pitorescul locurilor, munții și apele, natura încântătoare și poporul, toate au creat ceea ce dumneavoastră sărbătoriți azi. Să mulțumim lui Necruce și lui Creangă, poporului și părinților mei, să slăvim natura care au contribuit la înzestrarea darului meu. Eu aici v-am citit ce a spus despre Sadoveanu. Nu o să vă citesc ce proză scurtă scria Aurel George Sinod, din care vă puteți da seama cât de înzestrat era în privința asta. Mulțumesc frumos, cum ați ascultat. Interesant că ați ascultat, dar eu să vă las să vă prezentați ce aveți acolo, pentru că vreau să revin special la Sadoveanu, la punctul nevralgic. Care, bun, astăzi este ziua lui, dar de ce vreau să revin la Sadoveanu? O să vă citesc ceva, scurt o să vă spun, dar o să vă citesc ceva care trebuie să ne facă pe toți să ne gândim la ce și cum scrie. Asta chiar țin să o avem în vedere. Da? Vă rog acum prezentați-mi în continuare domnul Ucenic, domnul Simon sau domnul Arașan. Eu am o proză scurtă care are ca punct central BAM. Și mai ales este vorba de BAM-ul care intră în mâna unui om sărac și nu știe ce să facă cu BAM-ul ăla mult care l-a câștigat. Bun. Să vedeți ce repede l-a părăduit și a rămas din nou sărac. Proza se intitulează 6 din 6. Orice om dorește bunăstarea, iar unii, care depășesc limita acestui deziderat, devenind habotnici, strâng averi uriașe de parcă ar trăi 1000 de ani. Fiecare moare singur și pleacă în mormânt doar cu 4 scânduri. Ticu Mălăierul și soția sa Natalița locuiau într-o casă veche pe la marginea satului Balta Verde. După 10 ani de căsnicie, Dumnezeu le-a dat doi copii, Radu și Lina. Acești oameni își duceau traiul din ceea ce strângeau de pe o mică grădină, cât și din lucru cu ziua prin sat. Într-una din nopțile lungi de iarnă, cu viscol și ger cumplit, Ticu a visat că a desființat latrina din curte, murdărindu-se pe mâini și pe haine cu... Povestindu-i visul Nataliței, care știa a descifra așa ceva, aceasta i-a spus: bate, vei avea noroc de bani. Zău? Căzând pe gânduri, omul a trecut prin filtrul minții fel și fel de posibilități din care ar putea să-i pice niște bani. S-a limitat la una dintre aceștia, și anume, să joace la lot. A mers și a pus pe biletul de la loterie 6 numere,
venim cu acesta acasă și ascunzându-l în șifonier pentru a nu-l găsi copiii. Duminică seara s-au tras bilele norocoase. Văzând pe ecranul televizorului că numerele extrase sunt identice cu cele de pe biletul său, mălăierul a sărit de bucurie când a aflat că a câștigat 2 miliarde de lei vechi. Toată noaptea, fericiți câștigători și-au făcut fel și fel de planuri ce să realizeze cu atâția bani. Într-un final, Chicu rosti: nevastă, cred că e bine când luăm acești bani să chemăm rudele și să le dăm în mod egal, câte 30 de milioane. N-ar fi rău dacă am dat și la biserică 10 milioane. Iar cu ceea ce rămânem să reparăm casa, să ne îmbrăcăm și să punem ceva deoparte pentru zile negre. Ai și tu vreo propunere? Nu. Merg pe gândirea ta. A doua zi, bătându-l soarele în ochi prin geamul crăpat al camerei, Ticu s-a sculat bucuros cu gândul de a merge la birt pentru a-l da norocul. Acolo s-a întâlnit cu doi vecini cărora le-a povestit isprava. Vecinul mai apropiat, Zaharian, după ce a băut două voci, a spus: băi, Ticule, dacă aș fi în locul tău, mi-aș face casa păpușă, m-aș îmbrăca boierește și mi-aș trăi viața care știi prea bine, că e scurtă. Să scot o carte intitulată Povestiri cu epoleț, de proză scurtă, în care am adunat mai multe întâmplări din activitatea mea profesională ca militar. Voi. La modă, acum, la noi, la televiziune, este în atenție activitatea procurorilor, profesionalismul lor și așa mai departe. Asta vă citesc ceva despre profesionalismul procurorilor din epoca de aur. Datorită funcției pe care o aveam în cadrul unității de la Frăticeni, am fost sesizat că la o securitate dispar lucruri din valizele soldaților recruți găsite ulterior prin locuri bizare. Am fost chemat la fața locului pentru a mă convinge de cele reclamate. Comandantul subunității mi-a arătat diferite obiecte dispărute din valizele soldaților și apoi găsite un pachet cu țigări pe la stelul de armament, certuat pe volul clădirii, un săpun de față pe pervazul geamului de la dormitor, un cuțit de buzunar pe la stelul de uscat încălțămintea. Din valizele recruților dispăreau și anumite sume de bani, dar nu s-a putut stabili forma acestora, deoarece nu au fost identificat autorul. Apelez la sfatul unui ofițer de poliție, fost coleg de școală militară, specializat în problema furturi, căruia îi explic speța. Stai liniștit, nu-i nimic grav. Între ei se află un cleptoman. Dar de ce nu și-a însușit bunurile furate? Te lămuresc imediat. Cleptomania este dată de o impulsie patologică care determină furtul unor obiecte fără urmărirea unui profit. Bine, bine, lucrurile furate le-am găsit puse în diferite locuri, dar unde ar putea fi banii? Nu sunt speranțe că o să-i găsești până nu identifici autorul. Trebuie să știi că de la această regulă sunt două excepții. Banii pe care autorul îi păstrează asupra lui și alimentele pe care le consumă. Împreună cu comandantul de companie am improvizat un plan de acțiune în urma căruia am identificat autorul. Mai fac aici și mai scurtez puțin. Așa. În scurt timp a urmat depunerea jurământului militar, printre cei invitați au participat părinți, soții, prieteni, rudele cunoscute. Printre ei, o doamnă procuror, care își făcea serviciu în municipiul Suceava, mama unui tânăr recrut. La masa festivă organizată la Pobota Unității, printre alții invitați, a fost prezentă și domnia sa. Era lume multă și pestriță, așa că, după cum era și firesc, discuțiile au fost și ele diverse. Printre altele, eu am semnalat, ca fapt divers, și problema soldatului cleptoman. Domnule comandant, se adresează procurarea și autorității. Aduceți-l la mine și îl lecuiesc eu de această boală. Într-una de zile, comandantul unității, aducându-și aminte de promisiunea procurorii, o sună și îl trimite pe soldat însoțit de un subofițer cu mașina la Suceava. Doamna l-a luat în primire și a început să pună în aplicare terapia de vindecare. L-a privat întâi prin sălile tribunalului, în sălile de ședință la darea unor sentințe de condamnare pentru furt.
Mai târziu a ajuns în camera în care erau aduși deținuții de la penitenciarul Botoșan pentru procesul în care erau implicați, amenințându-l că dacă cu același lucru îl așteaptă și pe el dacă nu renunță astfel de apucături. A ajuns în biroul domniei sale, soldatul Mera Cristian, a fost pus să dea o declarație detaliată despre punctele comise de el în cadrul subunității. Pe parcursul discuțiilor, doamna procuror a folosit tot timpul un ton dur. A amenințat că va ajunge pe cei pe care i-a prezentat anterior, dacă va mai se și asemenea fapte. Când mai era puțin timp ca să încheie declarația, se aude o bătaie în ușă, iar în pragul acestei se apucă apariția o femeie. Doamna procuror, sunteți chemată de urgență pentru un minut la domnul procuror șef. Rămâi aici până mă întorc eu, îi poruncim procurarea soldatului meu. Acesta îi răspunse pe un ton de cătană în devenire. Am înțeles. Văzându-se singur în birou, cu ochii i s-au îndreptat spre cuierul în care stăteau agățate hainele și poșeta acestea. Instinctul a fost mai puternic și o sumă de bani din poșeta procurorii și-a schimbat stăpânul. La întoarcere, doamna procuror a finalizat declarația și mulțumită în sinea ei de modul cum a procedat, a încheiat. Sper că aceasta este ultima dată când ne întâlnim. L-a chemat pe somn ofițer și l-a predat pe împlicinat. Toți colegii erau curioși să le povestească cum a fost întâlnirea cu doamna procuror, dar mai ales de unde a lăsat de mulți bani pe care îi cheltuiește cu nemânuita la chioșcul unității. Cum de unde am atâția bani? Din poșeta domnului procuror. Aceasta nu a mai dat niciun semn de viață. De rușine nu a recunoscut că i s-a dispărut banii din poșetă, susținând că soldatul pur și simplu minte. Se laudă cu o faptă care nu a avut loc. Adevărul însă a fost altul. Se pare că soldatul a fost cel care a licuit-o pe doamna procuror. Să citești ceva foarte scurt, dar mai ales de asta, îmi dați voi să vorbesc cu tânt pe s-a băgat. Deci, știți, păi, citești ceva puțin, așa. O strofă, începe cu două strofe, dar acum am început și la noastră și trebuie să știți. Dedicarea, da? Cum carte? Sub tumbră de cruce, o taină mă cere, la Domnul iubirii dorind să-mi găsesc, putere în durere, pe tăși să iubesc, cu inimă blândă uitată în tăcere. Cu asta începe și se termină cu o strofă care are aceleași cuvinte, sub umbră de cruce, sunt ultimele cuvinte. Deci începe cu sub umbră de cruce, termină sub umbră de cruce. Așa, dar nu aia vreau să vă citesc. Și când va fi vremea de aici, mă ducem, sortit aș vrea să fie Duhului meu, ușor să ajungă cu mine la Dumnezeu, la Domnul iubirii sub umbră de cruce. Dar vreau să vă citesc puțin finalul. Am cerut cunoașterea lui Dumnezeu și am primit mai multă decât suntem în stare să folosesc. Dar cu cât urc în cunoaștere, cu atât te înstrăinez mai mult de lume, și de vii ca și cum nu ai fi în ea, deși ești în ea. Mulți încerc sfaturi, iar eu însuși singur, având nevoie de sprijin, mă simt umilit și înspăimântat că unde mă consideră model. Deci chiar eu caut modelul urmat. Și vine o vreme a înserării, când înstrăinat de lume, se placă fierbit, îmbrăzdează fața, ca o recunoaștere tristă și dureroasă a nevolniciei mele. Vă dă seama ce vreți cum ce este cartea, deci, dar nu vreau să mai zic. Da. E din momente și nu... Am înțeles. Și David exact aceleași treburi au făcut. După ce și-a făcut de cap o viață, a făcut treaba care trebuia să fie servită. Aici sunt mai multe. Și a rămas cu sfaturile date și aici este și niște explicații și științifici. Vorbim la nivelul. Să zice că deci n-am dat drumul, să zice explicația Mariologiei, la nașterii, cum a putut să fie Maria Picioară să nască, explicația profesorului știință actuală care demonstrează pe Dumnezeu. Asta sunt duieluri care... Proletară anticomunistă, se numește articolul, este articol polemic. O să-l trimit și la... dacă vreți să-l publicați. Mamă, te rog să-mi calci cămeșa. Imediat cu eu, mamei.
Tânăra femeie așternecă mașa pe jos pe preșul, călcând-o cu picioarele goale. Mihăiță începe să râdă în hohote. Profiera râde și ea, cu ochii, cu gura, cu toată ființa ei. Mama și primul ei născut alcătuiau o echipă extraordinară, veselă și plină de bucurie a vieții. Atunci cum a fost posibil ca această tânără Profira Ursache, plină de viață, descendenta unui neam de răzeși mândri, să se stingă ca o lumânare la doar 34 de ani? Răspunsul definește perfect vorba românească de inimă rea. Advocatul Alexandru Sadoveanu, cum se spunea pe atunci, se lăcomise la zestrea și frumusețea ei, dar o tratase ca pe o simplă țiitoare, nerecunoscându-și nici măcar primii doi copii decât după 11 ani de viețuire în comun. Moartea mamei a fost o rană care nu s-a mai închis niciodată în sufletul lui Mihăiță și a plutit peste tot ce a scris în toată viața lui. De aceea nu s-a prea omorât să-și facă rost de diplome și studii, convins că școala te poate face domn, în ghilimele, dar nu om. Nu știu pentru câți oameni a reușit advocatul Alexandru Sadoveanu să obțină verdicte favorabile, dar fiul lui, Mihail, a apărat mereu pe toți cei umiliți și obidiți și continuă să-i apere dacă nu avem prejudecăți partinice. Dar acum, în climatul de incorectitudine politică, memoria lui este închinată de vorbe precum oportunist, profitor, semizeu, punând în paranteze drepturile omului de care, culmea, el s-a ocupat din vremea când sintagma încă nu era un loc comun. E trist că articolele în care este atacat arată la fel cu cele de pe vremea mâniei proletare, dar cu semnul minus, cu argumente contrafăcute și lucruri scoase din contextul epocii. Așa că este cazul să facem o excursie prin biografia reală a scriitorului, să vedem când anume a profitat Mihail Sadoveanu și în ce mod. Anul 1904, anul Sadoveanu, cum avea să-l denumească Nicolae Iorga, îmbogățește literatura română cu 4 volume. Criticii literari simt nevoia să așeze mereu scriitorii în cutiuțe. Dar un scriitor care are ceva de spus nu ține cont de curente literare decât dacă el le-a lansat programatic. Singurul curent literar, în ghilimele, care îl definește pe Sadoveanu, este morții poruncesc celor vii. Demnitatea răzeșilor, calitățile reale ale poporului din care a răsărit scriitorul și mai ales nedreptățile la care îl supun puternicii vremurilor, apar de la început în cărțile sadoveniene. Ca un ecou al vremurilor, când lucrurile erau corect așezate în matcă, apar și descrierile epocilor de demult din vremea lui Ștefan cel Mare sau chiar de pe vremea dacilor. Ciudat mod de a te băga pe sub pielea puternicilor politici ai zilei, conservatori sau liberali, care se învârteau în jurul regalității străine aduse în țară, de a deveni profitor. Dar poate a fost oportunist în 1907, când cu ocazia răscoalei se fac percheziții în casă, fiind considerat de liberal agitator, sau când, numit de Spiru Haret inspector cultural, scrie în raport despre starea reală a țărăninii, împilată de toți arendașii, fără deosebire de naționalitate. Ori poate a profitat în perioada 1913-1917, când a fost mobilizat pe front, mai întâi în războiul româno-bulgar și apoi în primul război mondial, fiind mai degrabă la partea propagandistică, de care aveau mai multă nevoie cei care conduceau popoarele în războaie decât el. Sau poate a fost oportunist în 1923, când ales membru al Academiei Române a vorbit în discursul de recepție despre poezia populară, în loc să vorbească laudativ despre cel mort pe care îl înlocuia, așa cum erau uzanțele. O fi fost un profitor în 1936-38, când în plină epocă legionară conduce ziarele Adevărul și Dimineața, de orientare net antifascistă, până când ziarele sunt suspendate, iar cărțile lui sunt arse în piețe în văzul lumii. Oportunist trebuie să fi fost și în al doilea război mondial, când în toamna lui 44, mezinul lui Paul Mihu moare pe câmpul de luptă la eliberarea Ardealului. Morții porunceau în continuare celor vii. Sadoveanu știa că adesea cei puternici deveniseră în timp așa nu pentru că aveau calități mai speciale, ci pentru că aveau nesimțirea mai mare și pumnul mai tare, făcând furturi și crime.
Nu întâmplător, adevărul este căutat și găsit de o femeie, ca în Baltagul, slabă sau puternică precum munții, după cum cerea ceasul. Tot o femeie moartă deja, ca mama Profira, este cea care o scoate pe Daria din Mocirla, pregătită de prinții scăpătați, aciuiți prin fălticeni, ducând-o prin mâna fratelui ei Emil prin apă, către ea și lumină. Locul unde nu s-a întâmplat nimic nou, ne spune Sadoveanu, ci aceeași mascaradă străveche, jucată de cei cu sânge atât de albastru, încât devine indigo, negru. Negru ca sufletul tatălui Dariei, Vasile Mazu, în liniile desenului căruia deslucim o posibilă caricatură a portretului tatălui scriitorului. Tot ecouri din drama lui Sadoveanu apar și în Dumbrava minunată, iar ca o dovadă a imparțialității scriitorului avem cazul Eugeniței Costea, roman în care de data asta mama are sufletul negru, împingându-și soțul, apoi fiica, la sinucidere. După cum les ne observăm, Sadoveanu este de fiecare dată de partea celor necăjiți și împilați. Deci este incorrect politic, pentru că ține partea majorității împotriva minorității pline de averi și ifose, care ar trebui, nu-i așa, să nu fie discriminată nici în scris. De la primele lui scrieri publicate în 1904 și până la ultimele scrise de el și nu atribuite de șmecheri, abia aceea oportuniști, Mihail Sadoveanu este același, iubitor de popor și adevăr, nu de cultivator al mărimilor de moment. Acum a venit clipa să privim în față și perioada când România era sub cisma sovietică. După pățania cu Panaiti Strate din 1929 și a lui Spovedanie pentru învinși, bolșevicii au avut grijă ca invitații lor în URSS să nu mai scape singuri, ci să fie conduși doar în zonele de vitrină ale imensului imperiu sovietizat. Materialele scrise pentru export, inclusiv Constituția bolșevică, erau atent compuse pentru ca totul să arate frumos și atrăgător pentru oricine avea idei progresiste. La acea vreme, Sadoveanu era deja un om în vârstă. Fusese toată viața un taciturn, hălădind pe coclauri sau printre țărani mai mereu. Se știau prea bine părerile lui de stânga, nu era un om căruia ar fi îndrăznit cineva să-i povestească unele fapte oribile făcute de comuniști. Epoca de după preluarea puterii de către comuniști în România nu era o vreme când făceai confidențe despre lucruri cumplite, întâmplate, decât celor pe care îi cunoșteai foarte bine. Și chiar și atunci, riscai dacă vorbeai. Deci ipoteza fantezistă că Sadoveanu ar fi fost la curent cu dosarele întocmite azi de CNSAS trebuie pusă la locul ei în fantezia celor care judecă situația de atunci cu știrile de azi. Sadoveanu era un semizeu, în ghilimele, încă din 1923, când fusese ales printre nemuritorii, în ghilimele, din Academia Română. Nu l-au făcut așa comuniștii. Ei doar au continuat să se poarte la fel cu el, pentru că aveau nevoie de el în vitrina lor cam săracă. Iar cerebra lui putere ca președinte al adunării deputaților a durat doar mai puțin peste un an, de la 5 decembrie 46 până la 24 februarie 48. Erau vremuri de război civil purtat în munți, deci nu era ciudat să apară și țărani condamnați la moarte. Iar dosarele erau bine falsificate, încât au păcălit și Occidentul. Unii arestați cedau la torturi și semnau învinuirile întocmite de comuniști, o adevărată literatură horror scrisă de securiști. Se practica și asocierea în loturi a condamnaților pentru a-i agăța și pe cei care rezistaseră și nu semnaseră literatura securistă. Iar taciturnul și bătrânul Grăsun Sadoveanu era bine ținut departe de orice informație reală, cât timp mai aveau nevoie de el în vitrina lor. După ce și-au făcut jocurile cum au vrut, l-au expediat ca simplu membru al nou înființatei MEANE. De bună credință, el a încercat să scrie despre vremurile noi care păreau bune și frumoase, dar n-a reușit. Fiica lui Profira spune despre Mitrea Cocor că era o spiată schițișoară de 8 pagini,
la care am muncit cât nu am muncit la nicio altă scriere. Că romanul nu e al lui, e aproape sigur, mai ales dacă punem în balanță Aventura în lunga Dunării, apărută în 54, mult după anul 52, în care se știe precis că a apărut ultima lui scriere, Nicoara Potcavă, probabil terminată de mult timp și doar revizuită. Și mai e ceva tulburător. Sadoveanu avusese cu ani înainte un atac de paralizie vizibil detectat de medici, precedat sigur de altele neobservate, și nu mai putea vorbi, nici lucra. În numele lui puteau publica tot ce voiau oportuniștii care îl foloseau drept vitrină, până când boala a devenit de notorietate și manevrele nu s-au mai putut face. Atunci Semizeul, bătrân și bolnav, a putut să se retragă spre Țara de Sus și să părăsească un loc unde se simțea deja străin. Susțin și vin să-i combată situația respectivă. Sadoveanu, când mă mânc, avea moșii în România. Dar eu vreau să revin acum tot la alte chestiune, chestiunea cea care ține de frumusețe, de vital, de metaforă, de scrisul în sine al lui Sadoveanu, nepătrător de tot, ceea ce au recunoscut mari critici literari. E vorba de George Călinescu, e vorba de Tudor Vianu, e vorba de Paul Georgescu, care au găsit în Sadoveanu mult mai mult decât erau înaintașii lui Sadoveanu. Și atunci, deci, l-au considerat pe Sadoveanu asemeni lui Eminescu în poezie, Sadoveanu este groză. Deci, nu degeaba i s-a zis ce a plăcut. Mentalitatea unui popor, Sadoveanu. Și apropo exact de acest lucru, care spune, nu vreau să mai citesc, să nu lungesc prea mult vorba, faptul că Sadoveanu găsea atât de simplu, ușor, nu apăsat, nu închistat, legătura între natură și sufletul omului, ora, clipa care exista și anul timpul, îl găsim la Sadoveanu extraordinar de bine prezentat. Iar aceste toate când sunt ca o muzicalitate prezentate în proza sadoveniană. De ce? Și George Călinescu îi zicea că opera lui Mihail Sadoveanu este o harfă eoliană, o citeră uriașă, cu mii de strune. Toate acestea acordate cu grijă. Timp de jumătate de veac, pentru ca nicio surpriză cacofonică să nu fie cu putință. Toate gândurile, priveliște, figurile sunt puse pe portativ. Virgurile cântă și ele. Punctele așteaptă respirea ecourilor. Și într-adevăr, citând o frază, două, trei, sau indiferent cât citit din Sadoveanu, trăim acest sentiment de ecou. Apropo de ce spuneam de acolo de popor. Este și un poet în sine. Practic, inițial a început cu poezie și cu Sadoveanu, a scris. Dar ce să spun? Un poet din cadrul narrației Borie, introducând în frenezie un tablou de luptă, scene de vânătoare, călătorie, etică, tulburătoare intermedii lirice face. Deci, lirismul la Sadoveanu este impresionant. Apoi, culorile și sunetele prozii lui Sadoveanu intră într-o horă, se înlățuiesc, se întrepătrun, se combină unile cu altele, se desfac după dialectică proprie și se exprimă apoi reciproc într-o sinteză cromatică uimitoare, cucerit în limbi fundamental pe oricine. Și este o realitate. La aceste puncte voiam eu să fac referire, gândindu-ne la ceea ce încercăm noi să facem, și noi suntem mici, suntem copiii lui Sadoveanu, dar căutăm să, deci trebuie să căutăm, cum se spune, să ne ridicăm într-adevăr ștacheta acolo unde avem de scris și scriem ceva. Sunt un exemplu pentru noi. Da. Ce mai găsim? Căutăm mult în parte. Sadoveanu este subtilitatea lui Sadoveanu. Discreția cu care lucrează, punțile misterioase pe care le creează între om și natură, toate sunt văzute. Ceea ce este văzut și nevăzut este o realitate pe care el știe să le redea. Paul Georgescu vedea el un pictor impresionist al naturii, unde se diferențiază
culoarea, luminile, după anotimp, orice oră, cu o acuitate și o precizie deosebită, cutremurătoare. Senzațiile sunt reale, structurate polifonic. Chiar citind, dacă auzi clipocitul apei, cum spune că ți-l funi, ți-l rostește, sau auzi cântecul păsării, sau auzi fâșuitul codrului, și așa, mai departe. Da. Este, deci, acești oameni au găsit ceea ce trebuia să, ceea ce trebuie să existe, să căutăm. Asta este, practic, literatura. Este frumusețea, arta de a, de a scrie și de a reda ceva. Nu avem treabă cu politica aici. Nu avem treabă cu nimic, nici nu. Curetele literare, într-adevăr, curetele literare au făcut ceva frumos. Ce cele curete literare? Pentru că au dat posibilitatea să se desfășoare scriitori în diferite domenii, pe diferite teme literare și așa au, literatura noastră română, românească a înaintat. La Sato Aviaru, atenția mai poetică și sufletească este ceva neobișnuit. Peisajele se întrepătrund, sinteza dintre culoare și vibrație este deosebită și se leagă cu cea a sufletului a omului. Și creează acel sentiment, spune, patriotic, prin scrierea sa, care duce, face poporul să vibreze. Asta e ce spune Baia de Neau, referitor de patriotism. Că din scriere, scrierile sale, într-adevăr, au vibrat. Nu degeaba s-au scris, după ce s-au scris aceste cărți, s-au creat aceste filme în perioada comunistă, da? Dar el a creat asta eroismul era, și patriotismul românesc asta în era situația, perioada anterioară. El a creat un popor care nu era așa. Nu era existat. Da, da. Nu, el a fost așa de patriotism istoric, cum a creat la Robea, dar le-a creat plăcete cu poporul român. E fantastic să poate un om să treabă. Mă simt. Pe noi asta trebuie să ne intereseze, nu ce încearcă unul sau altul. Da. Să... Și ce mai spuneam? Pătrunderea sa este fără oaspinii. Este dulceața ce scrie. El îl redă și un scandal sau ce, el îl redă ca atare încât te face, te captează, te captivează mai bine zis și ca să poți să, de ce? Să înțelegi. Să înțelegi ce este, ce s-a întâmplat acolo, ce urmează, ce trebuie să faci. Și înțelegerea și pentru cel rău, înțelegerea și pentru cel bun. Deci să înțelegi cum se pune plusul cu minusul ca să dea acea ambianță. Că fără plus și minus nu există funcționalitate. Contrarii, lupta contrarilor, da? Așa că am găsit. Așa că să le... Domnul Pașcu, dacă îmi permiteți, știți cum mergeau ei în grup, toți acești oameni, prieteni, oameni de seamă, numai Galadeti Brăileanu n-a venit în Vălticeni și l-a durut tare pe Sadovea. Dar Aurel George Stino spune aici, când erau ei în grup acolo și se veseleau și admirau peisajele, pentru că pe atunci se mergea la munte, nu în Maldive, nu în... așa. Și admirau frumusețile naturii. Și adăugea, nu juca așa. Da, da. Nu se uita. Așa. Și a doua zi apărea descrisă zona... Trăirile sale în natură. Deci aveam un spirit oameni de observație cu colțul ochiului, pur și simplu. Da. Referitor la aceste aspecte ale scrisului Sadovean, numai că, pentru că e târziu. Nici nu a fost membru de partid. Să citesc, dați-vă să citesc măcar un fragment. Ele sunt patru, practic patru pagini, dar nu măcar un fragment să citesc din, ca să vedem exact despre ceea ce vorbeam în taine. Taine. Din Împărăția Apelor. Deci, soarele scăpăta spre asințit departe peste trestii. Înainte de fiorul amulgului, balta tăcea, solemnă, oglindind în limpezimile ei un cer înalt, fără pată. Căldura scăzuse. Ne alăturasem cu barca de un țărm umbrit de sălcii bătrâni nepletoase, în sigurătățile unui braț vechi al Dunării. Tăceam și eu și tovarășul meu. Ascultam o înfiorare abia simțită în frunzișul cenușiu de deasupra noastră.
peluciul apei, pe care pluteau gâze felurite, săgetau din când în când rândunelele, brăzdând un val fin, abeau părere. Cei doi pescari, care le aduseseră acolo cu lântrea, gremniseră la locurile lor, cu fața spre noi, ca niște stane. Lăsaseră lopețele de mână și brațele lor vânjoase se odihneau. Obrazurile cucerite cu totul de bărbi sărbatice erau arse de soare și de vânturi și ochii luceau albaștri, micșorați ca în apropierea somnului. O zbatere de apă, aripi, un țipăt ascuțit, mirat parcă, țipătul lișiței, ne făcură să răsărim din lenea ce ne amorțise. O fâșiere aspră de aripi se auzi în același timp deasupra noastră. O cioară cenușie făcu repede un ocol și se lăsă în tufișuri. Priveam de la locurile noastre, printre draperiile moi ale sărcilor. Strigătul pasării de baltă sfredere mai puternic aerul. Cioara cârie scurt. Aripi băteau trestie și în unde. Unul din nipoveni și creții obrazul într-un fel de zâmbet. Bătălie zise el încet. Era într-adevăr luptă de desiș, un episod de război necontenit al vieții. Tremurând din api, aripi, într-un roi de stropi aurii, mucind pe luciul apii, ieși în soare lișița. Apoi, iar se întoase și șoconi cuibul ascuns. Cioara năzuiește la cuib șochit tovarășul. Văzuseră pasări cenușii înălțându-se o clipă, mlădindu-și capul, căutându-și potrivnica. O zărise. Se lăsă repede cu cărgile întinse, pricepuse pură că pasările s-au încăierat după zgomote. N-am mai avut vreme să mai schimbăm o vorbă, ori să întrebăm pe pescari. În luciul luminat ieșiră luptătoarele. Lișița izbutise să depărteze pe dușmancă de pui. Bun. Trecă ultima parte. Soarele, las până aici, soarele ațințise deasupra răsăritului. Undeva mai stăpânea încă rumeneala lui. Parcă vedem. Aburii bărți începură a pluti pretutinde pe luciul undelor. Și delta, cu fofâzii misterioase, se întindea până departe în jurul nostru, din colțul acela de dună redeche. Umbra cucerea bolțile de cercii și cărările prin trestii. Apele acelea, nesfârșite, care dormeau pretutindeni într-un ținut întreg, alcătuia o stăpânire a necunoscutului și a tainei. De la mistrețul care îl domitează pe plăvii, de la liebedele și pelicanii care însumează noaptea în negru ghiolurile, până la popoarele de păsări, până la puzdere de pești, până la nesfârșitele miliarde de gângări neștiute și nebăluite, toate trăiesc în apele acestea care au întins o bogată împărăție, care aduce normalul plin de hrană din munții și câmpiile de părtării. De mii și mii de ani s-a plăbădit aici ca într-o figurare viața și lupta s-a desfășurat pentru o rază de lumină și pentru un fir de hrană din seninul de sus până la fundul omorului jos. Și nesfârșite șiruri de vieți au căzut, s-au prefăcut în tine și au hrănit izvoarele vieților nouă. Un fir de legioară se cațără cu corile albastre pe treștile înalte, pe o plavie pe care adierea serii o mână încet de lângă un cot al țărmului, lângă legioara cu o gâscă sălbatică și adăpostit cuibul și bobocii. În capătul celălalt, pe această pută tainică și ales salaș, spăriosul mistreț al bărții. Rădădăcina florii și sub culcușul paserii și al mistrețului, în împletiturile din care se înalță generațiile nouă de trestii, se află căzute, amestecate, țesute, pulberile pe care le-a adus vântul, nomolul pe care l-a dăruit revărsările tunerii, oasele vultului și ale prăzilor lui, scheletele mistrețelor și rândurile nesfârșite ale videțetăților mărunte. A fost un fir de nămol, astăzi e o insulă pustitoare, o mână încet, pe un fir de trestie s-a așezat o pasăre noptatică de apă și astfel se trecoară încet ca o fantomă a trecutului și a viitorului. E un fiofel de simbol al bălții, o barcă a vieții, care ridică steagul morții și plutește vin spre necunoscut. Pe drumurile acestea ale apelor de multă vreme și omul răsutăcește. A fost o vreme când figura lui bărboasă și sălbatică a pricinuit o mirare nesfârșită locuitoarelor străvechi ale bălții. Pe urmă și-a așezat și el sălașul primitiv între două sălcii, pe urmă a sporit și el
oasele lui, adâncurile Deltei. Au trecut pe rând de aici oameni vechi ai Schiției, popoare rătăcite în Asia, romanii, bizantinii, slavii, turci și tătare, și românii poate au mai spintecat undele acestea și odinoară cu faimosul pescar Petre Marjă, misterioasă baltă neîmpresoare de pretutinde și tăcerea acum iarăși. Se ridică luna, înlăsărit, ce sunt scări de văpaie pe undele sfărâmate de rame. Undeva în apropiere se auzea un lătrat de câine. Ne apropiam de o așezare omenească. Adieri dulci mirositoare, toate veneau dinspre luncile de Tamarix. Veni boarea serii și preludiul unei privigători. Și prin văpaia lunii, o barcă trecu încet într-acolo. Trecea prin umbra tufișurilor, prin cărare de păcură de la celălalt țărm. Nu vedea ființele din lăuntru, auzeam numai plescăitul dulce al lopeților care sărătau valul. Poate erau doi amorezi care treceau spre poeticile lungi cu flori liliachii. Dragostea e aceeași pretutindeni. Și când ninge lumină argintie și cântă o frigătoare într-un boschet negru de amarisc, se deșteaptă ceva supra omenesc și în sufletul barbarilor acestora de împărți. Un poem, adevărat poem, vrea să spun că dacă am comparat această proză cu poezia care se scrie astăzi, este o parte de o mie de ori, ca să spun, atât de multă metaforă, atât de frumoasă prezentare. Bun, vă mulțumesc pentru că această zi și vreau să ne vedem și la anul. Poate să vă sărbătorim pe Sfântul Ioan.